Adolescentul a reușit să pătrundă nestingherit în incinta colegiului Spiru Haret din Ploiești, chiar dacă unitatea de învățământ are paznic. În plus, beneficiază și de un sistem performant de acces prin intermediul cartelei, prin care elevii sunt pontați la ora de intrare și ieșire din incintă. A trecut de dumneavoastră. A intrat în unitatea de învățământ. L-ați văzut? A intrat? Paznicul unității de învățământ a declarat faptul că el a mers la clasă și l-a prins pe băiat. Vă rog frumos! Eu m-am dus și l-am luat de acolo. Dumneavoastră, păi asta să ne spuneți, ați sărit în ajutorul profesoarei. Logic. Dar cum a pătruns soare? Credeți că a intrat cu elevii? Era de 16 ani elevul, nu? Nu pot să vă spun că nu avem voie. Iată, era vorba de faptul că a intrat cu un cuțit. Este practic. A, e altceva, da, știu. Ați aflat? Ați văzut individul? Nu știu. Ai auzit? Da, auzit ceva. Ce anume ai auzit? Că a intrat cineva în școală, mai mult nu știu. Este o profesoară de franceză, înțeleg. Habar n-am. Un echipaj de jandarmi l-a luat pe acesta și l-a dus la secția 3 de poliție Ploiești pentru audieri. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Nu este pentru prima oară când în acest liceu are loc un astfel de eveniment. În 2019, o profesoară de matematică de 43 de ani a fost înjunghiată în abdomen chiar de un fost elev de 22 de ani, în fața cancelariei. Tânărul era în stare de ebrietate când a pătruns în unitatea de învățământ.